Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest ursuleț și varianta numărul 2, cea cu acest ursuleț. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta cu numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Primul mesaj, ești foarte sexy, wow! Foarte atrasă de dumneavoastră această persoană, posibil ca această relație se bazeze pe o mare atracție fizică, dar iată, relație extramaritală, persoana dragă este posibil să fie căsătorită. Am nevoie de tine pentru că este foarte atrasă de dumneavoastră această persoană. Alege înțelept, sper să o alegeți pe dânsa. Vreau să ne căsătorim, dar momentan se pare că este căsătorită cu altcineva, pe viitor și-ar dori să fie cu dumneavoastră. Codependență. Dependența afectează viața noastră sentimentală. Poate sunteți dependenți unul de celălalt datorită acestei mari atracții fizice care există între noastră. Este o mare chimie aici. Timpul va decide, iată. Timpul rezolvă orice problemă. Și un sfat pentru dumneavoastră, nu mai amânați, acționați acum, iată. Deci, luați-vă un pic de timp de gândire, separați-vă un pic de persoana dragă pentru a vă da seama ce aveți de făcut în continuare, pentru că poate momentan sunteți un pic confuzi și nu știți pe ce cale să o apucați. Iată, meditați un pic la această situație, la această relație, puneți în balanță aspectele pro și contra și nu mai amânați, acționați. Pentru că se pare că cu cât întârziați să luați o decizie, deși acest bilețel vă spune că timpul va decide, cu cât amânați să luați această decizie, cu atât vă va fi mai greu să o luați. Și haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2. Ce mesaj avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră? Primul mesaj. Trebuia să încercăm să fim împreună, dar ai plecat. De ce ați plecat? Poate nu a fost sinceră cu noastră această persoană. Știu că relația noastră este specială, de aceea nu vrea să vă piardă. Tremur în prezența ta, iată, se simte vulnerabilă în prezența dumneavoastră această persoană. Nu vreau să te pierd, da, exact ce spuneam. Te rog să faci tu primul pas spre împăcare, pentru că această persoană este mai timidă și este teamă de un refuz. Să vedem bilețelele iubirii ce părere au de această situație. Discutați deschis și sincer despre sentimentele pe care le aveți unul pentru celălalt. Foarte frumos. Comunicarea este cheia înțelegerii între două persoane. Timpul rezolvă orice problemă. Vă străduiți prea mult. Luați-o pas cu pas și nu vă grăbiți. Foarte frumos, iată, comunicare și răbdare. Și un sfat pentru dumneavoastră, nu trebuie să căutați validare, sunteți minunată. Ce frumos, super mesajul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor. Vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!